Corvin Petru Mateiu, cel mai important fermier de cultură mare din Timiș, care lucrează 15.000 de hectare de teren, se pare că este prea mare pentru a putea fi ocolit. La un an după ce a obținut autorizația de construire, a aflat că autostrada spre Serbia va tăia în două investiția unicat în irigații a celui mai mare fermier din Timiș. Societatea Secevo Nevada TIMSRL are în exploatație o suprafață de 15.000 de hectare, fiind cel mai mare fermier din vestul României în cultura mare. Societatea are un proiect de irigații în derulare în valoare de 3,5 milioane de euro. Investiția se face din surse proprii. Va funcționa pe bază de bazin de colectare. O suprafață, bazinul va fi pe o suprafață de 5,5 hectare, care îmi asigură sursa de apă pentru cele 500 de hectare irigate. În urmă cu 2 luni, citind presa, am aflat că s-a stabilit traseul autostrăzii Timișoara-Vârșeț. În știrea respectivă era atașată și o hartă. Venind la birou, suprapunând harta peste investiția mea, am aflat cu stupoare că trece autostrada prin mijlocul investiției mele. O investiție în valoare de 3,5 milioane de euro. În curs de implementare, ca termenul de execuție va fi până în 2022. Oficial nu am fost înștiințat de nicio autoritate ca să opresc această investiție. L-am însoțit pe fermier în teren, acolo unde se află șantierul proiectului investițional în valoare de milioane de euro. Suntem în locația în care se va face placul de acumulare pe cele 5,5 hectare, de unde voi acumula apa pentru irigat suprafața de 500 de hectare. Aceasta este realitatea, acest lac se alimentează din izvoare naturale, nu prin foraj. Ar fi păcat să se piardă resursa de apă care trece prin suprafața mea de teren și să nu o irigăm. Agrointeligența a dialogat despre pașii legali făcuți de Agronevada TIMSRL pentru demararea investiției în irigații de la Voiteg și cu coordonatorul tehnic al proiectului, George Narcis Pelea, din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare Timișoara. Suntem elaborator al proiectului amenajare de irigații la SECE Agronevada TIM, amplasat în localitatea Voiteg, județul Timiș. Beneficiar este societatea comercială Agronevada TIM, SRL. Dumnealor au demarat o investiție în amenajare de irigații locală, dezvoltată din fonduri private în UAT Voiteg, pe o suprafață de 472 de hectare, cuprinzând un amplasament pe care sunt amplasate 7 instalații de irigat tip pivot central fix. Unul dintre obiectivele amenajării de irigații constă în amenajarea unui bazin de acumulare pe o suprafață de aproximativ 5 hectare, în care se vor stoca apele pentru efectuarea procesului de irigație. Undeva în februarie 2016, la momentul respectiv, domnul Mateiu Corvin Petru ne-a apelat în vederea stabilirii demersurilor necesare în vederea realizării acestei investiții. În prima fază au fost identificate amplasamentul, acele terenuri pe care domnul Mateiu le-a comasat în vederea efectuării acestei investiții, identificarea surselor locale de captare a apei și de stocare a apei prin definitivarea soluției de amenajare a acestui bazin. Au fost efectuate mai multe demersuri în vederea obținerii unor avize de principii de la principalele autorități avizatoare pe această procedură de autorizare a unui proiect, după care efectiv în anul 2018 au fost începute demersurile de proiectare, de întocmirea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, după care s-a mers la procedura de avizare prin obținerea certificatului de urbanism în luna 6 a anului 2018. Și ulterior, după efectuarea procedurilor de avizare, trebuie menționat că domnul Mateiu are toate avizele obținute. Aici aș vrea să enumăr Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, Administrația Națională de Apă Banat, Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare, Filiala de Îmbunătățiri Funciare Timiș, precum și autorizația de construire de la Comuna Voiteg. Lucrările au fost demarate
anul trecut, în anul 2020, în luna iunie, ordinul de începere a lucrărilor a fost transmis și către Inspectoratul de Stat în Construcții, cât și către Primărie. Lucrările sunt în faza 1 de implementare, în sensul în care a fost realizat într-o proporție destul de mare bazinul de acumulare și s-au purtat discuții avansate pentru achiziționarea părților, componente la instalații și conducte pentru amenajarea interioară de irigații. Trebuie menționat că investiția domnului Mateiu este o investiție destul de ridicată, este un efort financiar destul de mare. În cadrul acestui proiect de irigații unicat, AgroNevada a comandat deja cea mai performantă gamă de pivoți existenți la nivel mondial, prevăzuți cu cornere și complet automatizați, la niște dimensiuni personalizate pentru a asigura acoperirea optimă cu apă de irigații a solei de 500 de hectare. La un moment dat a apărut vehiculat în presă traseul viitoarei autostrăzi A9, Timișoara-Belgrad, care se îndreaptă către Moravița și undeva se intersectează cu amplasamentul acestei lucrări de investiții demarată de SECE AgroNevada Timiș. Din informațiile pe care le avem, intersecția traseului autostrăzii s-ar face în zona mediană, suprapunându-se cu amenajarea de irigații, ceea ce ar duce ulterior, practic, la fărămițarea funcționalității acestei amenajări locale de irigații. Deci, practic, s-ar intersecta undeva în zona mediană și ar fi afectată funcționalitatea unui număr de 2 până la 4 instalații de irigat, și totodată, practic, partea de rețele, de subtraversare ale autostrăzii și așa mai departe, cu lucrurile auxiliare ale autostrăzii, ar putea pune în primejdie întreaga amenajare de irigații locale pe care domnul Mateiu încearcă să o implementeze din fonduri private în zona respectivă. Nu este definitivat încă traseul autostrăzii, nu știm foarte clar traseul în ce măsură se suprapune cu această amenajare locală de irigații. Din informațiile pe care le avem, ar putea fi afectată între 2 și 4 instalații de irigat, ca și traseu. Dar, cum să zicem, trebuie să avem mai mulți parametri care să îi putem examina în vederea stabilirii gradului de afectare a investiției. Practic, reducerea gradului de acoperire a suprafeței amenajate pentru irigații ar afecta și în mod economic indicatorii financiari evaluați. Ulterior aflării veștii că investiția într-o microfermă irigată de 500 până la 800 de hectare, care ar fi trebuit să constituie perla coroanei grupului AgroNevada, fermierul a notificat toate autoritățile responsabile, de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara până la Consiliul Județean Timiș, cu speranța că se va găsi o soluție, iar sistemul de irigații nu-i va fi secționat de traseul autostrăzii. Dacă autostrada se va suprapune cu acest amplasament al investiției, cu siguranță se vor exclude instalații de irigat. Funcționalitatea amenajării de irigații poate să fie afectată într-un anumit grad de la scoaterea din funcțiune a unei părți din amenajarea de irigații sau de găsirea de soluții alternative pentru devierea rețelelor de conducte subterane, astfel încât să poată fi funcțională parte din amenajarea de irigații locale. Dacă trece în zonă mediană, vă dați seama că putem să rămânem cu instalații de irigat de o parte a autostrăzii și de cealaltă parte a autostrăzii. Domnul Mateiu, consultat pe partea tehnică și de mine și de colegii mei, a făcut un demers prin avocat, prin care a înștiințat atât la nivel local, autoritatea locală, primăria Voitec, Consiliul Local, cât și la nivel județean, Consiliul Județean, Direcția Regională pentru Drumuri și Poduri Timișoara, Compania Națională de Infrastructură Rutieră, cât și proiectantul acestui studiu de fezabilitate. În adresă am descris investiția pe care domnul Mateiu are în fază de implementare, totodată demersurile care au fost făcute, actele de reglementare care sunt emise și s-a subliniat faptul că prin faptul că investiția care este în fază de implementare de aproximativ un an de zile deja se va suprapune cu traseul autostrăzii, există posibilitatea să ducă la pierderi financiare destul de ridicate pentru beneficiarul acestei investiții.
noul context, fermierul se întreabă, pe bună dreptate, dacă proiectul său va mai fi viabil economic. Cele două culori, da, sunt terenurile în care le lucrează societatea. Da? Cel cu galben este zona în care se vor face irigațiile. În cazul în care autostrada îmi va tăia investiția în două, eu mă mai putea iriga în jur de 150 de hectare în loc de 500. Va fi un cost pe hectar în jur de 23.000 de euro investiția în irigație. Costul investiției va crește de 3 ori și jumătate pe suprafața care se mai poate iriga. Voi fi nu cel mai mare fermier din județul, din zona de vest a României, voi fi fermierul cu cel mai scump sistem de irigație din România. În prezent, în scenariul cel mai pesimist, suprafața irigată a Agro Nevada Timp SRL s-ar putea reduce cu 350 de hectare, aspect care va anula rentabilitatea economică a proiectului. În scenarii hibride, în care suprafața va fi tăiată de autostradă, dar se vor identifica soluții de subtraversare a acesteia de către conductele de irigații, suprafața irigabilă pe care o va pierde va fi de doar 100 până la 150 de hectare, însă cu extra costuri generate de anularea unor contracte deja semnate. Fermierul speră însă că statul român va identifica soluții ca impactul negativ asupra Agro Nevada Timp SRL să fie cât mai mic.